Democrat liberalul, care este și administratorul unei importante societăți comerciale din județ, susține că numărul falimentelor înregistrate în rândul firmelor care se încadrează la plata TVA la încasare a fost, în primele 3 luni de aplicare a acestei prevederi, de 3 ori mai mare decât înainte. El explică că acest lucru s-a întâmplat deoarece societățile mari pierd având contracte cu aceste firme, deoarece își deduc TVA-ul cu un decalaj de peste 2 luni. Prin urmare, cele mai multe societăți au refuzat să mai aibă relații comerciale sau contractuale cu aceste firme, astfel că multe dintre ele, în special firmele mici, locale, au ajuns să dea faliment. Eu personal, de exemplu, având firme mai mari, am dat ordin tuturor, deci contabilității și achizițiilor, să nu mai cumpere la firmele astea nimic. Și numai exact strict unde nu pot să înlocuiesc. Și, din păcate, îmi pare foarte rău de firmele astea, că sunt firme cu 2-3 oameni, oameni care abia își susțin familia, poate sau au 2-3 angajați numai. Dar am făcut lucrul ăsta pentru că mie personal nu-mi convine să subvenționez statul încă 2 luni de zile cu TVA-ul aferent. Și atunci elimin pe ăștia din. Și la fel, ca să vedeți că n-a fost numai atitudinea mea, ci atitudine, în mediul de afaceri nu poți să ai atitudini sentimentale. Ești obligat să îți gestionezi banii perfect, altfel n-ajungi niciunde. Și la fel au făcut și alții. Ei, asta s-a tradus în de 3 ori mai multe falimente. Eu acum trag un semnal de alarmă și spun cât timp o să-i mai omoare pe ăștia, pentru că nici pe ei nu-i ajută, dar pe noi ne încurcă. Și asta e o problemă, de exemplu, a mediului privat.